Me gusta. Zeci de vedete au semnat Condica la Gala L. Machiaje strălucitoare, coafuri care mai de care mai sofisticate și ținute scumpe alcătuite numai din piese de brand. Vedetele noastre s-au îngrămădit la unul dintre cele mai așteptate evenimente mondene. Andreea Berecleanu a avut o ținută impecabilă. Prezentatoarea a purtat o rochie lungă, cu paiete, pe care a accesorizat-o cu cercei lungi. La o astfel de îmbrăcăminte, frumoasa prezentatoare a purtat o pereche de sandale negre. Este o ținută excentrică din punctul meu de vedere, pentru că mi se întâmplă foarte rar să mă îmbrac strălucitor. Și cu toate astea, iată că paietele pot să fie elegante, pentru că această combinație e foarte frumoasă și rafinată. O altă apariție care ne-a atras atenția a fost Delia. Artista a strălucit din cap până în picioare într-un training argintiu, pe care l-a asortat cu cizme de aceeași culoare. Dacă ținuta a fost una sclipitoare, machiajul ales a fost unul simplu, care i-a pus în evidență trăsăturile frumoase. Mergem mai departe și ajungem la Silvia Popescu. Voal negru pe față și o rochie lungă. Wow! O altă vedetă care a ales să poarte o ținută all black este și Anda Adam. Cântăreața a avut un sacou care i-a pus în evidență bustul generos și o pereche de pantaloni. La această vestimentație, artista a ales pantofi aurii și un clutch în același ton. În schimb, Andreea Bănică a purtat un costum argintiu. Blondina a întors toate camerele cu ținuta sa strălucitoare, care îți fura privirea și care îi lăsa decolteul amețitor la vedere. Sunt strălucitoare astă seară, este unul deosebit, așa se lasă la vedere niște lucruri. Dar să vedem și cum s-a îmbrăcat iubita lui Dorian Popa. Bruneta a ținut cont de dress code și a fost strălucitoare la propriu într-un overall, iar pe deasupra a avut o salopetă. Alina Eremia a optat pentru o rochiță neagră cu volane și dantelă, care lăsa la vedere formele apetisante ale artistei. Nici Corina Bud nu a lipsit de la eveniment. Artista a purtat o geacă oversize, iar în picioare a avut o pereche de cizme negre lungi. Iar pentru final am lăsat-o pe Brigitte. Bruneta a avut o rochie mulată pe corp, maro cu mâneci supradimensionate, iar partenerul său a avut o pereche de pantaloni largi și o geacă neagră. Am considerat că este rochia potrivită pentru acest eveniment și mi se potrivește foarte bine. Ia spune tu, pe cine vrei tu să speri în seara asta, că am văzut un film de groază cu o călugăriță îmbrăcată în negru și n-am mai dormit noaptea. Mi-a spus tocmai acum câteva minute un prieten că tocmai am câștigat premiul și în același timp cu această ținută a fost rulează la cineva un personaj care seamănă cu mine. E adevărat? E adevărat, spune. Oh my God! Deci, cât ți-a luat să devii personaj așa? Bine, tu ești un personaj, da? Cât ți-a luat să îmbraci toată ținuta asta? Să știi că foarte puțin, nu e o ținută extrem de greu de aplicat, nu mă încorsetează absolut deloc, deși îmi plac ținutele savan construite și care încorsetează, eu ador hainele astea. Asta este o ținută destul de purtabilă, din punctul meu de vedere, fără să glumesc. E lua așa la o cafea când ești pe Victorie, nu? Cu excepția acestui văl, e tot ok, adică e doar o rochie neagră, lungă, și atât. Fetița ta ce a zis când te-a văzut cum ai plecat din casă? Am vrut să iau și pe ea, ai făcut o ținută în tandem cu mine, dar m-a supărat cu ceva înainte și no way, a rămas acasă. Vezi un bărbat aici care se atrage atenția și vrei să mergi să-l cucerești. Ce îi spui îmbrăcat așa? Cum, hai să zic, cum îl cucerești tu? Tocmai mi-a plăcut cineva foarte tare și nu mi-am dat seama că era însoțit și m-am dus și am zis, Silvia, ești minunat, arăți bestial. Și ea a venit și mi-a zis, nu te rog, nu el! Eu cred că a crezut că ești din film și că iei sufletul, că așa făcea și aia în film. Dacă ai putea să bântui pe cineva, o vedetă din showbizul românesc, pe cine ai bântui? Să o mori, să iei sufletul, să-l arunci în iad pentru eu eternitate? Nu simt astfel de lucruri pentru nimeni și cred că nu
aș avea de ce să fac asta. Mi-ar plăcea să bântui la modul acela, poate inspirațional, să apară eu în gândurile oamenilor și să se inspire un pic din pozitivismul meu. Mi-ar plăcea să înțeleagă oamenii că trebuie să fie, cum am mai spus, ei înșiși și... Să facă ceea ce simt. Da, exact. Da, dacă ar fi să apar ca muză, apar mai îmbrăcată sau mai dezbrăcată? Cred că întotdeauna mai îmbrăcată. Cu siguranță ești mai misterios atunci când înlături câte ceva din tine decât atunci când te arăți din prima așa cum ești. Doamna călugăriță, vă propun să ne ridicăm și noi în picioare să vadă oamenii acasă. Așa, vă rog. O piruetă. Și un mesaj pentru oamenii de acasă cărora le e frică să se uită la filme de groază singuri. Nici eu nu mă uit la filme, așa că nici voi să nu o faceți. Uitați-vă doar la lucruri frumoase ca mine.